găsit! Astăzi, la Cultura de nota 10, despre cel care este considerat în tradiția critică românescă întemeietorul romanului modern în literatura din țara noastră și unul din marii scriitori din secolul trecut. Primul său roman, Ion, publicat în 1920, a devenit una dintre cele mai cunoscute și apreciate opere ale literaturii românești. Romanul, o poveste epică despre iubire și trădare într-un sat din Transilvania, a avut un impact profund asupra cititorilor și a consolidat statutul lui Rebreanu ca unul dintre cei mai importanți scriitori ai vremii. Da, evident, despre Liviu Rebreanu vorbim azi, cel care a fost implicat într-o relație controversată înainte de căsătoria sa cu actrița Fanny Rădulescu. A fost căsătorit cu o altă femeie, Gabriela Marinescu, pe care a abandonat-o în favoarea lui Fanny. Această situație a stârnit scandal în vremea respectivă, panică și gura slobodă a românului. Dezvoltăm subiectul ceva mai târziu. Înainte de a deveni scriitor, Liviu Rebreanu a servit în armată. A fost ofițer în regimentul 4 Roșiori, experiență care evident i-a influențat operele, în special romanul Pădurea Spânzuraților, care respiră aerul rânced al războiului. Dincolo de orele lungi pe care le-a petrecut în singurătate, ca orice scriitor, Liviu Rebreanu a avut o relație de prietenie cu un important poet român, nimeni altul decât George Coșbuc. Fiecare avea drumul său ca stil și tematică literară, dar cei doi au avut o legătură strânsă și s-au susținut reciproc în carierele lor. Revenind la una din operele sale de căpătâi, Rebreanu zice: "În Ion am lucrat într-un fel și până la un punct după modele vii. Astfel, Ion Pop al Glanetașului, eroul însuși, a existat aievea și se numea aproape așa. Mai mult, el trăiește și azi, necăjit și amărât, copleșit de copii, vreo 7. Cel ce poartă numele eroului meu a rămas un biet țăran ca vai de capul lui, pe când cel din roman se știe câte pozne și totuși ce carieră face înainte de a muri asasinat." Iar mai apoi continuă Rebreanu: "Ion își trage originea dintr-o scenă pe care am văzut-o acum vreo 3 decenii. Era o zi de început de primăvară, pământul jilav, lipicios. Ieșisem cu o pușcă la porumbei sălbateci. Hoinărind pe coastele din prejurul satului, am zărit un țăran îmbrăcat în straie de sărbătoare. El nu mă vedea. Deodată s-a plecat și a sărutat pământul. L-a sărutat ca pe o ibovnică. Scena m-a uimit și mi s-a întipărit în minte, dar fără vreun scop deosebit, ci numai ca o simplă observație. Nici măcar nu am fost curios să aflu pentru ce a sărutat omul glia", povestește scriitorul. În continuarea mărturisirilor sale, autorul spune că, după întâmplarea cu țăranul care sărutase pământul, a apărut în sat un alt eveniment care l-a marcat. Un țăran văduv, dar bogat, și-a bătut fiica într-un mod barbar, tânăra fiind scăpată din mâinile tatălui de vecini. Pe fată o chema Rodovica și păcatul ei era că a rămas însărcinată, nu cu oricine, ci cu cel mai sărac om din sat. Pățania acestei fete a fost transformată ulterior într-o novelă pe care Liviu Rebreanu a intitulat-o Rușinea, dar care a rămas nepublicată. Rebreanu revine la eroul central și își amintește că, tot în zilele petrecute în sat, a stat mai mult de vorbă cu un tânăr țăran, Ion Pop al Glanetașului, flăcău muncitor, dar foarte sărac. Adică, notează Rebreanu, din toate vorbele lui se simțea o dragoste pentru pământ aproape bolnăvicioasă. Pronunța de altfel cuvântul pământ cu atâta sete, cu atâta lăcomie și pasiune, parcă ar fi fost vorba de o ființă vie și adorată. Ascultându-i jelania, mi-am adus aminte de omul care a sărutat de unăzi pământul afară, pe hotar, pe ascuns. Și mi-am zis că flăcăul acesta, Ion al Glanetașului, dacă ar ajunge să dobândească o bucată de pământ, ar fi în stare să-l îmbrățișeze și el, ca și cel pe care l-am surprins eu, poate chiar cu mai mare ardoare. Și încă un citat revelator. Descrierea drumului până la Pripas și chiar a satului și a împrejurimilor corespund în mare parte realității. De când romanul Ion a devenit prea cunoscut, și satul Prislop a dobândit o faimă pe care nu a nădăjduit-o niciodată. Inutil să vă spun că elevii din Năsăud se plimbă deseori până la Pripas, urmând pașii lui Titu Herdelea și ai surorilor lui, căutând să fixeze cu precizie locul unde s-a întâlnit Titu cu doamna Roza și altele și altele, mărturisește Liviu Rebreanu despre Ion. În ciuda faptului că a devenit cunoscut în principal ca romancier, Liviu Rebreanu avea un interes și o pasiune pentru teatru.
a scris câteva piese, dar s-au pierdut în anonimat, spre deosebire de romanele sale. Dar putem menționa că această latură a talentului său literar arată diversitatea și abilitatea sa de a aborda diferite genuri. În altă ordine de idei, Rebreanu a fost primul deținător de mașină din România care nu era politician sau om de afaceri. A avut un Chevrolet fabricat în anul 1926. Și-a schimbat mașina, păstrând marca, 2 ani mai târziu, dar de această dată cu frână pe 4 roți, aspect de care Rebreanu era maxim entuziasmat. Apoi, pentru a face rost de bani, primele două mașini le-a închiriat legal serviciilor de taxi. Scrie în jurnal că a fost la metrologie să obțină avizele necesare. Mai târziu, în 1930, și-a luat un Dodge pe care și l-a oprit pentru el. Căsătoria lui Liviu Rebreanu cu Fanny Rădulescu, o celebră actriță a vremii, a fost intens discutată în societatea românească. Relația lor a fost marcată de pasiune, conflicte, dificultăți. Evident, Fanny a avut o influență semnificativă asupra operei lui Rebreanu și l-a susținut în cariera sa literară. S-au căsătorit în anul 1912. Fanny a fost o personalitate puternică în viața și cariera lui Rebreanu și a lăsat o amprentă profundă în sufletul scriitorului. Mărturie, în timpul căsniciei cu Fanny, Liviu a scris o serie de scrisori de dragoste pasionale care dezvăluie latura sa romantică și intensitatea emoțională pe care o trăia în relația lor. Operele lui Liviu Rebreanu au fost adaptate cu succes pentru scenă și marele ecran. Ion, Răscoala, Adam și Eva, Pădurea spânzuraților au fost transpuse în producții teatrale sau filme care au captivat publicul de-a lungul generațiilor. Pe parcursul carierei sale literare, Liviu Rebreanu a folosit un pseudonim, Liviu Deleanu, pentru a publica câteva poezii în revista Luceafărul. A nu se naște vreo confuzie cu poetul din anii 90-2000 care poartă același nume. Liviu Rebreanu s-a născut la 27 noiembrie 1885 în satul Târlișua din Transilvania, care la acea vreme făcea parte din Austro-Ungaria. A studiat dreptul la Universitatea Franz Josef din Cluj, iar mai apoi a lucrat ca avocat în București. Cu toate acestea, pasiunea sa pentru scris l-a determinat să-și urmeze visul de a deveni scriitor. Și cum a reușit? Cultura de nota 10 se oprește aici, pentru moment.